Se lucrează la foc automat pe tronsonul 3 al drumului expres, stadiul fizic al lucrărilor pe tronsonul de la Valea Mare, Colonești, al drumului expres Craiova-Slatina-Pitești a depășit 80%, fapt ce conferă încredere că se va circula la sfârșitul acestui an. Singurul impediment în fața drumarilor ar fi schimbarea vremii. La acest moment pe șantier sunt peste 500 de muncitori mobilizați și aproape 150 de utilaje. Tronsonul 3 la momentul actual depășește 80% din gradul fizic de execuție. Avem speranțe că vom da drumul la circulație la sfârșitul acestui an. Asta, bineînțeles, dacă vremea ne va permite, îi va permite, mai bine spus, constructorului să efectueze ultimele lucrări, care sunt și cele mai complicate și suntem strânși legați de vreme. Se lucrează la structuri care au un stadiu foarte avansat la scurgerea și evacuarea apelor. Se montează parapete, se așterne asfalt, se montează inclusiv indicatoarele rutiere. Vorbim de lucrările de așternere a ultimului strat de asfalt. Deja antreprenorul a așternut primele două straturi și a început stratul de uzură pe mare parte din acest tronson. A început montarea parapetului, a început montarea indicatorului rutiere, sistem de iluminat. Deci avansează foarte, foarte mult. Se va circula pe tot tronsonul de la Valea Mare până la Colonești, unde CNAIR va construi un nod rutier care să facă legătura cu DN65. Drumul expres Craiova-Slatina-Pitești este împărțit în 4 loturi și are o lungime totală de 121 de kilometri. Deja se circulă pe unul dintre tronsoane între Bal și Slatina.